Președintele executiv al Camerei de Comerț și Industrie Suceava, Lucian Gheorghiu, a declarat că mediul de afaceri privește cu îngrijorare măsurile anunțate de oficialii guvernamentali în domeniul fiscal. Afirmația a fost făcută în cadrul emisiunii 90 de minute exclusiv. Lucian Gheorghiu a spus că speră de la actualul guvern o anumită consistență și stabilitate pentru mediul de afaceri. Acesta a arătat că au fost lansate multe mesaje în ultima perioadă, mesaje cu impact asupra mediului de afaceri și crede că întrunirea Comitetului Executiv Național al PSD de la Sucevița este un bun prilej de a transmite și un mesaj de stabilitate. Au fost lansate inclusiv prin intermediul Ministrului de Finanțe o serie de discuții, o serie de afirmații care puteau să lase cu anumite consecințe, mai mult sau mai puțin importante, însă cel puțin două dintre ele, sau dacă nu patru chiar dintre ele, sunt foarte importante. Au fost lansate în spațiu public anumite mesaje cu privire la pilonul 2 de pensie, au fost lansate câteva mesaje prin intermediul primului ministru cu privire la poziția băncilor cu privire la plata impozitului pe profit și așa mai departe, sau poziționării lor pe piață. Au fost discuții cu privire la trecerea contribuțiilor sociale de la angajator în sarcina angajatului, genul ăsta de discuții. Tot prin intermediul Ministrului Finanțelor au fost afirmații cu privire la obligativitatea majorării de către mediul privat a angajatorului a salariului. Deci sunt tot felul de mesaje care au fost lansate și pe care mediul de afaceri le privește cu foarte mare atenție, pentru că, în mod evident, au un impact direct în activitatea lor. Președintele executiv al Camerei de Comerț și Industrie Suceava a menționat că doar dacă se urmărește majorarea salariilor, oamenii de afaceri și-au făcut planul de afaceri, având previzionate o majorare în 2016 de la 950 de lei la 1250 de lei, apoi de la 1250 de lei la 1450 de lei cât este acum, fiind în prezent o discuție despre o creștere la 1800 sau 2000 de lei. Ei, din această perspectivă, un om de afaceri își poate previziona un an fiscal 2018 în care va începe luna ianuarie cu anumite previziuni salariale, în funcție de care își estimează o activitate pe anul viitor. Dacă sunt puse în discuție astfel de costuri angajante, fie că vorbim de impozite, fie de majorări salariale impuse, atunci vorbim de cu totul altceva, pentru că este un termen foarte scurt, până la 1 ianuarie, și toată strategia de politică comercială și de afaceri pe anul viitor poate fi afectată major. Deci este, din punctul meu de vedere, e îngrijorătoare modalitatea aceasta. Da, de transmiterea unor mesaje cu privire la modificarea politicii fiscale.